o importantă secție dedicată sportului, care să scoată specialiști în sport. Da. Nu simpli antrenori sau meserii dintre astea conexe. Specialiști în sport nu prea avem, să știi. Nici medicina sportivă, de pildă, pentru că mă ocup de zona asta, nu este o specialitate de sine stătătoare în cadrul medicinei. Cu atât mai mult marketingul sportiv, de pildă, Adrian Sucăciu, sau, nu știu, merchandisingul sportiv, studiile de specializare, se mai încearcă pe aici pe acolo câte ceva. Da, nu avem. Tocmai în acest sens am pus și eu împreună cu echipa tânără și dinamică bazele Institutului Sportiv Român. Până când domnul Țiriac va deschide această universitate, pot să anunț faptul că începând din această primăvară și toamnă a anului acesta o să începem cursuri de specialitate în management sportiv, în marketing sportiv, în partea cu instituțiile din străinătate, un partener fiind Institutul Sportiv din Spania, de la Madrid, ISDE, tocmai vin de la Lausanne, unde am discutat și o să închem un partener cu cei de la ESTS, o altă școală de renume la care fondatoare este Comitetul Internațional Olimpic sau Federația Internațională a Sportului Universitar sau Sportacor și universitățile din Elveția. Dar vreau să te întreb, uite, să luăm un club oarecare, da, din România. Dacă nu ai performanțe, poți face marketing sportiv? Adică un club fără performanțe? Dar în primul rând noi avem istorie și tradiție, care nu știm să o valorificăm și nu știm să transmitem, corect. Din păcate. Sportul e, dincolo de performanță, este emoție. Este dragoste, este apartenență, ceea ce în momentul de față lipsește în România și cred că avem nevoie de acest specialist. Zilele acestea este campionatul european de haltere, care se desfășoară în România și în care am avut niște rezultate foarte bune. Transmis în direct pe TVR HD și pe Eurosport, noaptea, adevărat că tot. Bun, dar cred că ar trebui să fie o întreagă emulație, să fie 5.000 de oameni care să fie prezenți. Să vorbim despre aceste evenimente. A fost Forumul European al Sportului săptămâna trecută la Sofia. În România n-a apărut nicio știre. Au fost 500 de participanți, peste 350 de instituții în care Uniunea Europeană își pune problema încotro se duce cu sportul și pentru prima dată se gândesc să aibă niște decizii în prisma sportului din perspectiva politicii publice. 7 medalii luate, apropo de ce spuneai de campionatul european de haltere, desfășurat la Izvoran, departe de orice fel de, cum să spun, interes public, dacă vrei, al spectatorilor. La asta mă refer, vin doar rudele și prietenii. E bine că îl organizăm. E bine că se transmite. E primul pas. Da, e primul pas, da. Și în acest sens, săptămâna următoare o să anunțăm, la finalul lunii mai, începutul lunii iunie, organizăm Forumul Sportului Românesc. Rolul și locul României în contextul sportului mondial la 100 de ani de la Marea Unire. Anunț pe această cale că vor fi peste 60 de specialiști din întreaga lume, din Tokyo până în Rusia, din Elveția până în Spania, de la cluburile de renume Real Madrid până la instituțiile care guvernează sportul mondial, timp de 3 zile la București, 18 workshop-uri, ca să dezbatem ce se întâmplă în sportul românesc și în sportul mondial și ce soluții avem în acest sens. În regie sunt vreo 10 colegi care ar dori să schimbe meseria și vor să te întreb unde ar putea, care ar fi condițiile pentru a fi admiși la Institutul Sportiv Român. Câțiva? Plus din platou, da. Câțiva, că știi că, înțeleg că la facem sport prima și, clasă. La sport și la politică se pricepe toată lumea. Plus noi doi, da. Păi poate adică faceți pastila de sport. Poate faceți pastila de sport în fiecare zi, referit la condiții, o să avem diferite programe de o lună de zile, programe de 3 luni de zile sau programe care se vor fi pe o perioadă de un an de zile. De exemplu, masterul cu cei din Spania va fi de un an de zile. Da, Adrian Sucăciu, mulțumim. Ai de luptat, într-adevăr, cu mentalitatea românului, în primul și rând. Și uneori cu morile de vânt. 63 mult de jumătate. Dar stai un pic. Exact, poate te interesează cum stau lucrurile cu vremea, cum s-au aranjat așa, da, nu? Da, și ploile, sigur. Nu? Da. O vreme închisă la această oră, să știți, în cea mai mare parte a țării. Vă reamintesc, 7 județe din sud se află în continuare sub cod galben de ceață densă și vizibilitate redusă. Vă dau detalii după generic.
Astăzi, ploile slabe vor fi prezente în județele din nordul țării. În zonele joase de relief vor veni sub formă de ploaie, în zonele ceva mai înalte, sub formă de lapoviță. Temperaturile vor fi cuprinse undeva între 5 și 14-15 grade, cel mai frig în estul Transilvaniei, cel mai cald astăzi în lunca Dunării. În capitală a ieșit deja soarele, sunt 2 grade Celsius, maxima va ajunge însă la 12 grade. Iar în zilele următoare o să vorbim despre o vreme din ce în ce mai caldă, o temperatură și de 22 de grade. Așteptăm spre finalul acestei săptămâni și ploi din ce în ce mai puține. Ne oprim aici. Da, dragi prieteni, luni, vineri, orele 14:55. Mai vorbim în următoarele minute. Am notat legătoare cu acest lucru. Aveți emoții, aveți presiunea directului, aveți mult de vorbit. Nu, așa că... nimic. Presiunea directorului. Directului. Transmisiunilor în direct. Cred că acolo se înregistrează cele mai multe greșeli. De acolo trimit telespectatorii. Vreau să menționez că este o emisiune pe care, la care contribuie foarte mult telespectatorii, pentru că ei sunt cei care trimit greșelile. Formatul emisiunii prevede ca telespectatorii să participe în acest sens, să semnaleze echipei care realizează emisiunea, unde au găsit, unde au auzit, unde au întâlnit greșeli, astfel încât pe Facebook, pe e-mail, echipa primește zilnic un număr impresionant, aș spune, de greșeli de la telespectatori și astfel se caută clipurile respective și așa se realizează, de fapt, noi am scăpat emisiunea. Ieftin pentru că lumea la ora e cu cafeaua și doar ne ascultă așa prinzând informațiile importante. Pentru că nu aveți niciun motiv de a fi taxat de către cum e? Telespectatori. Apropo, tu scrii textele explicative din ce eu explic, am înțeles. Da? Deci da, ești fata cu știința, da? Cu unde-i lege nu-i tocmeală, ca exact, să zic așa, da? Cristina Danilă, producătorii. Am revenit. Mamă, 63% dintre români nu fac sport niciodată, domnul Cristian. Niciodată, facă bine să toată tuturor. Românesc, rolul și locul României în contextul sportului mondial la 100 de ani de la Marea Unire. Anunț pe această cale că vor fi peste 60 de specialiști din întreaga lume, din Tokyo până în Rusia, din Elveția până în Spania, de la cluburile de renume Real Madrid până la instituțiile care guvernează sportul mondial, timp de 3 zile la București, 18 workshop-uri, ca să dezbatem ce se întâmplă în sportul românesc și în sportul mondial și ce soluții avem în acest sens. În regie sunt vreo 10 colegi care ar dori să schimbe meseria și vor să te întreb unde ar putea, care ar fi condițiile pentru a fi admiși la mai Institutul Sportiv platou Român. Câțiva? Plus din platou da. Câțiva, că știi să înțeleg că facem prima clasă. La sport și la politică se pricepe toată lumea. Plus noi doi, da. Ei, poate adică faceți pastila de sport. Poate faceți pastila de sport în fiecare zi, referitor din Spania, de la Madrid, ISDE, tocmai vin de la Lausanne, unde am discutat și o să-mi chem un partener cu cei de la ESTS, o altă școală de renume, la care fondatoare este Comitetul Internațional Olimpic sau Federația Internațională a Sportului Universitar sau Sportacor și universitățile din Elveția. Dar vreau să te întreb, uite, să luăm un club oarecare, da, din România. Dacă nu ai performanțe, poți face marketing sportiv? Adică un club fără performanțe... Dar în primul rând noi avem istorie și tradiție care nu știm să o valorificăm și nu știm să transmitem, din păcate. Sportul e, dincolo de performanță, este emoție. Este dragoste, este apartenență, ceea ce în momentul de față lipsește în România și cred că avem nevoie de acest specialist. Zilele acestea este campionatul european de haltere, care se desfășoară în România și în care am avut niște rezultate foarte bune. Transmis în direct pe TVR HD și pe Eurosport, noaptea, adevărat că tot. Bun, dar cred că referitor la condiții o să avem diferite programe, programe de o lună de zile, programe de 3 luni de zile sau programe care vor fi pe o perioadă de un an de zile. De exemplu, masterul cu cei din Spania va fi de un an de zile. Da, Adrian Socaciu, mulțumim. Ai de luptat, într-adevăr, cu mentalitatea românului, în primul și rând. Și uneori cu morile de vânt. 63 mult de jumătate. Dar stai un pic. Când ai... Exact, poate te interesează cum stau lucrurile cu vremea, cum s-au aranjat așa, da, nu? Da, și ploile, sigur. Nu? Da. O vreme închisă la această oră, să știți, în cea mai mare parte a țării. Vă reamintesc, 7 județe din sud se află în continuare sub cod galben de ceață densă și vizibilitate redusă. Vă dau detalii după generic.
Astăzi ploile slabe vor fi prezente în județele din nordul țării. În zonele joase de relief vor veni sub formă de ploaie, în zonele ceva mai înalte sub formă de lapoviță. Temperaturile vor fi cuprinse undeva între 5 și 14-15 grade, cel mai frig în estul Transilvaniei, cel mai cald astăzi în Lunca. O importantă secție dedicată sportului, care să scoată specialiști în sport, da. Nu simpli antrenori sau meserii dintre astea conexe. Specialiști în sport nu prea avem, să știi. Nici medicina sportivă, de pildă, pentru că mă ocup de zona asta, nu este o specialitate de sine stătătoare în cadrul medicinei. Cu atât mai mult marketingul sportiv, de pildă, Adrian Sucăciu, sau, nu știu, merchandising-ul sportiv, studiile de specializare, se mai încearcă pe aici pe acolo câte ceva. Da, nu avem. Tocmai în acest sens am pus și eu împreună cu echipa tânără și dinamică bazele Institutului Sportiv Român. Până când domnul Țiriac va deschide această universitate, pot să anunț faptul că începând din această primăvară și toamnă anului acesta o să începem cursuri de specialitate în management sportiv, în marketing sportiv, în partea cu instituțiile din străinătate, un partener fiind Institutul Sportiv. Doi, să fie o întreagă emulație, să fie 5.000 de oameni care să fie prezenți, să vorbim despre aceste evenimente. A fost Forumul European al Sportului săptămâna trecută la Sofia, în România n-a apărut nicio știre. Da, au fost 500 de participanți, peste 350 de instituții în care Uniunea Europeană își pune problema încotro se duce cu sportul și pentru prima dată se gândesc să aibă niște decizii în prisma sportului din perspectiva politicii publice. 7 medalii luate, apropo de ce spuneai de campionatul european de haltere, desfășurat la Izvoran, departe de orice fel de cum să spun, interes public, dacă vrei, al spectatorilor. La asta mă refer. Vin doar rudele și prietenii. E bine că îl organizăm. E bine că se transmite. E primul pas. Da, e primul pas, da. E și în acest sens, săptămâna următoare o să anunțăm la finalul lunii mai, începutul lunii iunie, organizăm Forumul Sportului.